Universitatea Craiova obține maximum de puncte după 6 etape și deja devine lider autoritar. Victoria cu Paul Iași, chiar dacă a fost la limită, este cu atât mai importantă, cu cât este o etapă, spunem noi, destul de complicată și pentru rivale, în special pentru CFR și FCSB. Paul Iași rămâne în 10 oameni după eliminarea lui Mihalache și o accidentare destul de gravă la prima vedere a lui Colici alături de mine, Cristi Dulca. Bună seara, Cristi. Bună seara. Să începem cu învingătoare. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la Craiova, dacă a fost ceva? Da, chiar dacă ocaziile și posesia e de partea gazdelor, adică Universității Craiova, putem remarca doar, din punctul meu de vedere, doar golul lui Bărbuț, care a fost într-adevăr un gol frumos și faza în sine. În schimb, ce nu mi-a plăcut, faptul că după ce s-a marcat acest gol în inferioritate numerică, pentru că Iașu a rămas cu acel fault fără fundașul central, nu mi-a plăcut faptul că n-a atacat. N-a fost o echipă care să preseze adversarul în 10 oameni, să înscrie mai multe goluri, adică s-au făcut foarte multe greșeli, plus că a dat posibilitatea Iașului să aibă câteva oportunități și să se apropie de poarta lor. Da, Craiova, care a controlat jocul mai degrabă la 0-0, bine, l-a controlat și după 1-0, dar n-a vrut să-l controleze așa cum face o echipă care vrea să închidă meciul. Cred că la asta te-ai referit, adică da, nu, erau câteva posibilități să închidă meciul mult mai repede. Da, vedeam altfel de joc, adică după 1-0, când adversarul e la pământ, cum se spune, și ar trebui presat să înscrii, să ai liniștea necesară. Și plus că poți să-ți faci un antrenament bun cu o echipă ca Iașul, care a rămas în 10 oameni. Adică puteai încerca să, nu știu, pressing-ul, puteai să încerci mai multă verticalizare. Mie mi s-a părut că s-a jucat foarte mult pe margini și nu s-a verticalizat foarte mult. Vedem aici accidentarea lui Colici. Intervenția apare pe mingea lui Mihalache, Cristi. Da, da, îl atinge cu piciorul din spate. I-a luat cu picior cu tot mingea. E Colici... fractură de gleznă, vedem pe ultima reluare cât de rău a fost, i-a prins piciorul acolo lui Colici. Iată, așa nu pare. De altfel, Hațegan, din punctul meu de vedere, ia o decizie corectă, aparent, de i-i dă cartonaș galben lui Mihalache. Apoi Sebastian Colțescu, arbitrul de rezervă, îi spune lui Hațegan că accidentarea este gravă și că ar trebui schimbat avertismentul. Nu a fost al doilea galben așa cum am crezut inițial. Iată, aici se vede cel mai bine. Se anulează practic galbenul și este direct cartonaș roșu pentru Mihalache. Fără Colici, totuși, și fără Mihăilă, dispărut așa subit astăzi, după ce s-a tot vorbit de transferul său, ceea ce întărește ideea că va pleca la Parma, așa cum se spune, pe 8 milioane. Am văzut chiar un cadru și, iată, îi se taie gheata pentru că piciorul deja este umflat, Cristi. Și... eu sper să nu fie ruptură. Dar dacă e fractură de gleznă, cam cât se stă așa din experiență? Eu cred că o fractură de gleznă, nu știu, vreo 3 luni, minim 3 luni, pentru că necesită probabil și intervenție chirurgicală plus recuperarea. Eu zic că sper să nu fie. Dar ce ar mai putea să fie? O întorsă mai gravă, pentru că nu cred că... Deci întorsă sau fractură de gleznă? Într-un timp așa scurt trebuie să-i faci radiografie, adică nu cred că informațiile au ajuns așa repede să știm că e fractură. Umflându-se așa repede, poate fi o întorsă mai gravă, care probabil în maxim 3 săptămâni se va reface. Dar oricum... e o accidentare destul de urâtă și chiar îmi pare rău pentru Colici, că din câte am înțeles și el ar fi beneficiat de un transfer la Dinamo Acum, Kiev. Dacă are și doar o întorsă, Cristi, transferul poate pica, pentru că la o întorsă tot stai vreo 10 zile, nu? Da, nu cred că dacă ar fi să îl vrea Dinamo Kiev, nu cred că pentru o întorsă nu mai... dar pentru o accidentare mult mai gravă, cum ar fi așa, s-ar putea să renunțe la acest transfer. Cristi Bărbuț a profitat de cele două absențe și a reușit să înscrie astăzi golul de 3 puncte. Să-l ascultăm. Bună seara, Cristi, omul meciului în această seară. Iată, ghinionul lui Coli s-a transformat în norocul tău pentru că a intrat în locul său și a ieșit marcat. Da, bună seara.
Așa este, îi dedic golul și victoria, este normal, ne pare rău pentru el. Nu, nimeni nu-și dorește să se întâmple așa ceva. O să mă bucur pentru gol, pentru victorie, dar în seara aceasta am pierdut un om foarte important. Totuși, chiar și în superioritate numerică, nu ați arătat cum ați arătat în etapele anterioare. Da, nu știu. Cred că am meritat această victorie, cred că am muncit foarte mult pentru această victorie. Chiar dacă este doar 1-0, am mai ratat ocazia, am avut și eu oportunități. Sper ca meciul viitor să marcăm mai multe goluri. 6 din 6 și se întrerupe și campionatul acum. Da, sper să nu ne oprim aici. Normal o să ne pregătim în această perioadă și sperăm să continuăm la fel. Mulțumesc! Mulțumesc! Dar am ascultat pe Cristi Bărbuț, un coleg din presă mi-a atrage atenția că Iulian Dima a fost arbitrul de rezervă. Îi mulțumesc! Da, deci Iulian Dima l-a atenționat pe Ovidiu Hațegan cu privire la accidentarea mai gravă a lui Colici și e regulamentar. Adică dacă din brigada de arbitri observă că de fapt consecința faultului este mai gravă decât ar presupune un Asta e scopul arbitrilor de rezervă, să atragă atenția la ceea ce nu vede centralul și a procedat foarte bine Hațegan, care a venit la decizie, orice arbitru că ar fi procedat la fel. Da, au fost câteva faze ciudate, n-a fost chiar un meci ușor nici pentru Ovidiu Hațegan, dar aici e o decizie corect, luată chiar și ulterior. Hai să vedem cum a văzut faza cel care a fost eliminat, Mihalache, iată, responsabil, de ce nu, de ratarea unui transfer important al lui Colici, pentru că se vorbea inclusiv de Dinamo Kiev, să vedem dacă mai e de actualitate. Depinde mult de cât de gravă este accidentarea, să-l ascultăm pe Mihalache. Bună seara, povestește-ne ce s-a întâmplat la acea fază. Bună seara. Îmi pare foarte rău, pentru că m-am uitat de zeci de ori la reluări și după aia am aflat că a fost o accidentare gravă. Deci a fost un duel în care am jucat mingea, m-am uitat și pe reluare, mingea a rămas la mine, eu m-am dus în prima fază cu piciorul drept, am luat mingea și cu stângul am văzut pe reluare că l-am atins. Deci nici cea mai mică intenție n-am avut să-l lovesc. M-am dus fix pentru să câștig duelul. Îmi pare foarte rău, am 35 de ani, n-am lovit în viața vieții mele pe nimeni. E a doilea roșu din carieră care îl iau. La prima fază, când mi-a dat galben, eram uimit că am luat galben, dar după aia nu contează că am luat eu roșu. Puteam să iau 10 roșii. Îmi pare rău pentru că s-a accidentat el. Știu cum e să fie accidentat. Un fotbalist din asta trăiește. I-am luat... Îmi cer scuze, ce să mă zic. Care a fost discuția pe care ai avut arbitrul? Că în prima fază ți-a dat galben? Da, mi-a dat galben în prima fază, după aia s-a uitat la Colici și a văzut că accidentarea e gravă și după aia mi-a dat roșu. N-am avut ce să comentez. După aia mi-am dat și eu seama că e accidentare gravă și n-am comentat, n-am făcut nimic. Par destul de afectat de păi tot da, ceea știu, ce s-a întâmplat. Am stat și m-am uitat de 10 de ori la reluări și îmi pare rău că s-a accidentat. De asta îmi pare rău, nu de altceva. Știu că e foarte urât să fie accidentat, mai ales fractură de ce a făcut el, nici nu știu. Îmi pare foarte rău. Îmi cer scuze în fața lui, în fața familiei lui. Știu cât de greu e să stai accidentat, mai ales să ai fractură, să stai 4-5 luni. Îmi pare foarte rău. Nici n-am cuvinte ce să zic. Chiar îmi pare foarte rău. Îl vei suna pe Colici? O să-l sun. Acum nu cred că scuzele mele sunt în van acum. Nici nu știu cum să procedez la astfel de momente. Per total, Iașul nu a arătat rău în această seară, chiar dacă ați jucat Credeți-mă o repriză că după, în inferioritate. Credeți-mă că am luat roșu, nici nu m-am uitat la meci. Am stat în vestiar și după aia am mers în autocar, pentru că v-am mai zis, nu știu, nu, chiar îmi pare rău de Colici. Eu puteam să iau 10-15 roșii, nu asta contează. Contează, primează sănătatea. Mulțumesc!
Da, am auzit scuze de vreo 4-5 ori din partea lui Mihalache și nouă ne pare rău că se întâmplă astfel de lucruri, mai ales că vine și într-un moment foarte dificil. Cristi, ai fost fundaș, ai avut și tu multe dueluri tari, multe faulturi nedate. Putea să evite acolo, putea să facă altceva Mihalache la faza respectivă? Bine, Mihalache clar a, nu știu, a vrut să, să ia mingea printr-o alunecare, dar probabil s-a gândit că Colic ciupește mingea și în viteză își face mingea pe lângă el. Adică tu ce ai fi făcut aici, mai precis? În primul rând, n-ai fi atacat decisiv, nu? Bine, dacă ne uităm, dacă scapă Colic acum de, de Mihalache, e, practic scapă spre poartă dacă își face mingea foarte bine. Mingea a fost foarte aproape de Colic. Adică n-avea decât să ia ori mingea, ori picioarele. Eu zic că a vrut să-l blocheze până la urmă. Deci, și într-adevăr, intervenția asumată, chiar dacă el își cere scuze. Eu zic că putea să se evite un astfel de contact, nu știu, să intre în el, să-l, adică nu prin alunecare și să-l accidentezi. Cum a gândit el, e problema lui, dar faptul că l-a accidentat așa grav, nu e ok. Da. Iașul care pleacă totuși cu fruntea sus de la Craiova, chiar 5-10 oameni au avut câteva șanse, să-l ascultăm pe Daniel Pancu. Bună seara din nou, domnule Pancu. Parcă a început meciul cum nu se putea mai rău. A venit acea accidentare a lui Brevel, apoi eliminarea lui Mihalache. 35 de minute în care Craiova nu a avut mari ocazii. Bine, Craiova nu a avut mari ocazii pentru că noi așa am pregătit pe jocul, să nu le dăm spații, pentru că e o echipă cu jucători tehnici în centru, jucători de mare viteză în zonele laterale, în atac. Am fost prea asculți în unele momente când am avut mingea, mult prea timizi în terenul lor. Practic nu ne-am creat nicio situație în prima repriză. Din păcate pentru Colic a venit acea accidentare și eliminarea care contează foarte mult în economia jocului pe bancă. Mihalache nu are niciun fel de intenție să-și lovească adversarul, se duce, joacă mingea. Cred că e vorba de ghinion aici. Am vorbit cu Ovidiu Hațegan după joc, mi-a spus că a sancționat consecințele, nu faultul, pentru că fault nu a existat. Din păcate pentru noi și din păcate și pentru colegii, dorim sănătate multă, maximă, un jucător fantastic. Ne pare rău că s-a întâmplat la jocul cu noi un asemenea eveniment nedorit, deci pe a doua oară în acest an, după Băjan la Rapid cu Timișoara, care nu are nicio intenție de a face rău adversarului, doar urme de sânge și primește cartonaș roșu, astăzi rămânem fără Mihalache, o repriză plus 7 minute, plus încă 3 de prelungire. A fost greu, foarte greu pentru noi să rezistăm, cu toate că pe final echipa a reacționat bine, a stat bine fizic. Cred că dacă ar mai fi durat puțin jocul, puteam chiar egala. Una peste alta, o victorie meritată. Craiova e liderul campionatului, o echipă cu jucători foarte valoroși, o echipă care joacă de mult împreună. Noi ne adunăm ușor-ușor, sunt jucători care încă nu se cunosc probabil nici numele și l-au învățat, dar mișcările în teren nici vorbă. A fost o perioadă de 6 etape în care am obținut ca și punctaj mult mai mult decât speram la început, pentru că asta era situația, conjunctura, dar sunt 9 puncte meritate după aspectul jocului. Jucătorii sunt de felicitat, i-am felicitat acum în vestiar pentru aceste 6 jocuri. Au consumat foarte mult pentru că n-am avut perioada de pregătire la dispoziție. Și-au luat mult din resursele lor de efort. Urmează o săptămână de pauză, au 3 zile toate, o săptămână de relaxare. Sâmbătă vom avea un joc amical la Botoșan pentru cei care au jucat foarte puțin sau deloc în această perioadă. Ușor, ușor ne adunăm. Va trebui să transferăm obligatoriu un fundaș central în această săptămână, dar cât mai repede, pentru că și situația lui Frăsinescu este neclară, și pregătim ultimele 10 jocuri până la Crăciun. Revenind la meciul în această seară, ați încercat la pauză să faceți câteva schimbări? Aici, în partea stângă, pentru că Bancu s-a eliberat de multe ori, știam jocul foarte simplu, de la fundașii centrali, de la portar care joacă foarte bine cu piciorul, joc mult în diagonală pentru el, de unde dezvoltă toate acțiunile. Fiind și în 10 oameni, l-am scos pe Platini,
a intrat Cabral fundaș dreapta, Unea mijlocaș dreapta, cred că ne-am descurcat mai bine din punct de vedere defensiv în acea zonă. Cum pică această pauză pentru echipa dumneavoastră? Nu, e bine. Vine o pauză bine meritată, v-am spus mai devreme, efortul a fost sau autodepășit în multe momente ale jocurilor de până acum, începând cu prima etapă cu Chindia pe căldura aia sufocantă. V-am spus, o perioadă în care va trebui să transferăm obligatoriu un fundaș central și să începem să ne cunoaștem mai bine, să ne refacem bine și să ne pregătim atât fizic cât și mental, tactic pentru ultimele 10 jocuri. Un singur jucător convocat la Naționala de Tineret, Taxinte? E un lucru foarte bun, că sunt jucători convocați de la Iași. Sper să avem evoluții bune pe viitor și să le dăm posibilitatea selecționerilor să se uite mai atent și la noi. V-ați fi dorit să fie mai mulți? Ați reușit să vorbiți cu Adrian Mutu? Am vorbit cu Adi prin mesaje, dar nu, e un subiect care nici nu trebuia discutat. Noi putem să propunem oricând jucători, el răspunde de rezultate și convoacă pe absolut cine vrea, cine e mai potrivit. Mulțumesc! Cu mare plăcere! Da, l-am ascultat pe Pancu. Cristi, sunt curios ce salarii sunt la așa acolo. Pentru că știu că au fost probleme foarte mari. Lumea a tot vorbit de problemele de la Gazmetan, de problemele de la FCSB, de problemele de la Astra. Dar eu am impresia, nu știu, e doar un feeling așa. Eu am impresia că Iașul are cele mai mici salarii din Liga 1. Nu cred că... Nu? Mai sunt echipe cu salarii mici. Păi sunt cine? Echipe... Princeniu? Nu, sunt echipe Chimbia? Care au între 1000 și 6-7000. Adică nu, la echipele mai... Nu știu. Păi da, între 1000 mai... și 6000, dar dacă ai 15 cu 6000 și, nu știu, 10... Nu, într-adevăr, în regulă. Mi-aduc aminte când a zis Pancu de faptul că sunt probleme financiare, restanțe. Acum am auzit de Frăsinescu, nu știu, cu situația lui e neclară și vor un fundaș central, înseamnă că Frăsinescu nu mai e în vederile lui, sau nu știu, e accidentat, nici nu știu dacă... Pentru că nu l-am văzut în echipa de star și Frăsinescu este un jucător important. Adică a fost un jucător important până acum în angrenajul echipei. Cristi a scos foarte repede în acest meci, cred că a fost și el lovit. Oare să-l fi menajat? Nu, eu cred că l-a schimbat pe Cristea și pe Platini. Era normal această schimbare pentru că trebuia să introducă un fundaș central luând Mihalache roșu și eu zic că Cristea nu mai putea să alerge așa mult în a doua repriză rămânând în 10 și trebuia să introducă un jucător care are o capacitate de formă mai mare ca și Cristea. Cristea are o vârstă. Serie perfectă așadar pentru Cristiano Bergodi, a venit și tehnicianul italian la declarații, dacă este pregătit putem să-l ascultăm așadar pe Cristiano Bergodi. Domnule Bergodi, care sunt ultimele vești despre Colic? Beh, Colic e o accidentare din păcate gravă, se pare așa. Dar vom vedea zilele următoare, că acum n-are rost, că din păcate a fost deranjant acest lucru și că s-a întâmplat în cursul meciului și pierdem cel mai bun atacant. Dar asta e fotbal și dar nu știu cum s-a întâmplat acolo, dar mi se pare o intrare tare. Totuși 6 din 6 victorii, da, faceți ce da, faceți da. Și câștigați și, fiecare meci. Nu, l-am aplaudat pe băieții, vreau să-i felicit pentru că oricum 6 victorie din 6 meciuri nu e așa ușor, nu? E fiecare campionat. Dar această accidentare de Elvir ne-a omorat, sincer, pentru că nu avem morală bună, sincer, pentru că, repet, pierdem unul dintre cei mai buni atacanți. Pentru noi e foarte, foarte important, o să vedem ce se întâmplă. Cum va arăta lupta la titlu fără Colic, care probabil va lipsi câteva luni bune? Bă, da, cred că va lipsi, sigur, câteva luni. Nu știu cum va fi, e normal că noi pierdem, este normal că noi pierdem un jucător foarte, foarte important, un vârf împins acolo. A fructificat toată munca de această echipă și va lipsi câteva luni, vedem, e normal că probabil trebuie făcut ceva, dar în acest moment gândul meu e la Elvir, sincer, mi pare foarte, foarte rău și la băieții că am văzut în vestiar erau așa,
deprimat de așa, nu? Cum se spune, deranjat de acest lucru. V-a plăcut cum a arătat echipa în superioritate numerică în repriza a doua sau puneți pe seama faptului că s-a accidentat un jucător? Da, pentru că acest accidentare am văzut jucătorii așa speriați la pauza, în vestiar, dar oricum mi se pare că nu se poate la, pune la îndoială această victoria meritată, zic eu. Și cu ocaziile a doua repriză, ei au făcut câteva contraatacuri, dar noi ne-am repliat bine pe tranziția negativă noastră, nu au ajuns să șuteze în portă, am recuperat mereu mingea și chiar dacă aveau numai un atacante, pentru că erau în 10 oameni, dar zic eu că echipa a arătat bine. Veți avea nevoie de un atacant și de un mijlocaș stânga? În condițiile în care... Nu știu, acum vom vedea, repet, nu e normal că probabil ceva trebuie făcut, dar așteptam, sunt ca 3 zile până la sfârșitul campaniei de transferuri, vom vedea, e normal că un atacant ca Colic nu e ușor să înlocuiești, foarte greu. Doi jucători convocați la Naționala Mare, doi de la Craiova, liderul campionatului, puțin? Nu știu, eu nu mă bag în aceste discuții, sincer, puține sau mai multă, nu mă interesează, sincer. Repet, sunt dezamăgit, sunt sincer cu muralul la pământ, pentru că oricum această victoria cu această accidentare, repet, nu, ne-a omorat. Dar zic eu că jucătorii, probabil au meritat aceste jucători de ajunge în naționale, nu știu dacă e mai puține sau multe jucători. Nistori este afectat că nu a mai fost convocat? Dan l-am văzut bine, nu era afectat, spunem, nu deloc, dar e normal că probabil el e un pic așa dezamăgit, dar a jucat bine și naționale pentru el trebuie să fie evoluțiile cu Craiova și cred eu că prin aceste evoluțiile bune în săptămâna următoare probabil va recastiga și naționala. Mulțumesc! Mersi! L-am ascultat pe Cristiano Bergodi. A spus că echipa a jucat bine, Cristi. Eu cred că un antrenor totuși ar fi... Bine. Și să fim puțin mai obiectiv și să spui că am fi putut mai mult totuși la 11 la 10. Bine, Bergodi a invocat faptul că jucătorii la pauză au fost foarte speriați de ce s-a întâmplat și probabil i-a marcat acest lucru, dar mie nu mi s-a părut personal că a jucat ca o echipă care are maxim de puncte. Mă așteptam să văd alt fel de joc, exact cum spuneam mai devreme. Nu știu, o echipă care face presiune pe un adversar care a rămas în 10, ai înscris 1-0 prin Bărbuț, un gol frumos, ar fi trebuit să nu știu, să apese puțin pe accelerație, să facă mai multă presiune. Nu știu, acum depinde ce le-a cerut Bergodi. Poate le-a cerut să plimbe mingea, să nu facă efort, dar nu cred că asta a fost motivul. Da, este și o etapă favorabilă Craiovei. Avem 2 meciuri în care CFR și FCSB înfruntă adversare grele. Vom vorbi și despre acestea. Mai avem declarații și de la Craiova, însă după o pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!